Bună dimineața, Nadina. Bună dimineața, Cosmin Cernat. De ce ai furat cubul Rubik iar de pe masa mea? Stric iar. Strică-l. Știrile stric sunt... Strică așa cum strică guvernul planurile patronilor de spații de jocuri de noroc și de cazinouri. Hai să vedem. Vă zic acum, hai. Să vedem ce face guvernul, hai. Statul majorează taxele pentru jocurile de noroc. Guvernul a adoptat deja o ordonanță de urgență pentru asta. Patronii de cazinouri vor fi obligați să achite 4.000 de euro pe an pentru fiecare masă de joc, iar proprietarii de cluburi de poker vor plăti 5.000 de euro pe an pentru local. Ordonanța introduce taxe noi și pentru celebrele păcănele. 100 de euro pentru fiecare aparat. Anul viitor 300 de euro, iar din 2025 taxa va fi de 500 de euro. România au cheltuit anul trecut o sumă record, aproape 12 miliarde de lei în cazinouri, săli de jocuri de noroc și online. Marcel Ciolacu îi cere Alinei Gorghiu un raport complet cu situația tuturor românilor condamnați definitiv care au fugit din țară. Premierul vrea să vadă ce demersuri face Ministerul Justiției pentru a-i aduce acasă. Legea care interzice cumulul pensie-salariu este neconstituțională, au decis magistrații CCR în urma sesizării în alte curți. Interdicția cumului, contravine dreptului fundamental la muncă, a spus președintele CCR, Marian Enache. Tarifele RCA, care sunt deja la un nivel semnificativ mai mare față de cele de anul trecut, ar putea rămâne neschimbate până la sfârșitul anului. Asiguratorii vor trebui să vândă polițele la tarifele practicate pe 28 februarie. Măsura vine în contextul în care și valabilitatea polițelor Euroins a fost prelungită până la final de an. Transalpina se va închide de la mijlocul lunii noiembrie, în funcție de condițiile meteo. Alături de Transfăgărășan, Transalpina este considerată una dintre cele mai spectaculoase șosele din lume. Are o lungime totală de 148,2 km și traversează 4 județe. România a cucerit America la cel mai mare concurs de talente din lume, World Championships of Performing Arts. 13 copii și tineri s-au întors acasă cu numai puțin de 55 de medalii, dintre care 19 sunt de aur. Cam atât momentan la știri, sunt Nadina Zisu, vă aștept și un pic mai târziu, la ora 9. Nicio dimineață fără bani și fără sport. Deci cât încasează Messi? 4,9, aproape 5 milioane de dolari pentru fiecare postare. O postare! Wow! Mă, cum că era, nu mai știu, era 500 de mii. Ce? La Cristiano Ronaldo sau cum? Și asta e de 10 ori mai mult Messi? Da, probabil știu, postează mai rar. A, da. E posibil. Și atunci dacă postează odată mai rar, să conteze, măi, da. Să se simtă la buzunare. A, între timp, sponsorizată, cică, da. Între timp, cât ai zis, 10 sau, câte miliarde de lei? 12 miliarde de lei. 12 miliarde de lei au pierdut, de fapt, anul trecut. Românii au la păcănele. Da. Wow, deci împărțit de la 5... Ai, e cât trimite diaspora în fiecare an, pe cuvântul meu de onoare. Deci banii românilor din diaspora se duc în păcănele. Pe eu îl înțeleg pe primierul, deci, Marcel 12 Ciolacu. Miliarde de lei? Da, înseamnă vreo 2 miliarde de jumate. Anul trecut, au fost banii pe care românii au băgat în jocurile de noroc online, offline, în săli, cazinouri, păcănele, toate astea. Acum înțelegi de ce premierul zice, măi, eu sunt cam amenințat și noi spunem, ești, nu ești. La banii ești amenințat numai dacă deschizi gura. Toa, numai dacă te uiți urât. Da, dacă, nu, numai dacă te uiți. Șantajat, a zis. Așa, măi, șantajat, mă scuzați. Singura problemă, de fapt, există mai multe probleme cu păcănelele, este că ele nu produc nicio plus valoare. Măcar atunci când ai 12 miliarde de lei pe sucuri. Da, există o întreagă industrie în spate. Sigur, măcar sigur, orice, ceva în stomac, mănânci. Pătrunjel, da. Înțelegi? Dar, wow, aia este cifra zilei. Cifra 12 miliarde. 12 păcănele. Incredibil, ireal. Mulțumim, Nadina Zisu. Ce să zic, mai venim din nou la fix cu știri și ne mai auzim cu ea și până atunci. Noi vă zicem, neața bună, să te gric și cernat în dimineața pe 2. Dimineața pe 2. Enjoy the hits. Back Life, dragii mei, 8 și 7 minute. Și suntem împreună, Gric și Cernat, mai e puțin. Și iarăși vine Nadina Zisu cu alte știri. Am rămas cu cifra zilei în cap, dar vreau să o dau uitării repede, pentru că... Mai avem una. Da, mai am una. Hai să facem așa, stai. DJ Mâneze.
Cifra dimineții la dimineața pe doi. Wake up. Dacă tot suntem tari în cifre, bine este număr, fiindcă, dar noi spunem cifra că ni se pare mai interesant, așa? Este 17 dolari. Da. Da, 17 dolari. 17 sau 14? Stai un pic. Împreună 17. A, 17. Și 17, gata, rămâne separat 17. 14, da? Deci avem, eu am zis împreună, fiindcă eu am și una și alta, da? Mm-hmm. O să vă gândiți cine te taxează, vrea să te taxeze 17 dolari pe lună. Mm? Hai să ne gândim așa. Guvernul. Ar putea spune unii, guvernul ne mai bagă o taxă. Taxa Radio TV, dacă mai ții minte, că se plătea la un moment dat. Nu se da, mai plătea. Da, cred că da, există taxa. Da. Radio TV, zici tu? Eu cred că nu mai e, parcă nu mai e. Hai, mamă, există, nu se poate așa. Nadina Zisu, mai există taxa Radio TV? Eu știu că da. Nu mai știu, bă, eu știu că nu. Ba da, dragul, eu uite, băi, ce ne-am blocat. Bun, hai să zici. Este, da, este. Da, taxa Radio TV, da. Mi se șoptește în casă. Sigur, sigur. Precizări privind plata taxei TV, da, există. Eu aveam senzația că nu mai e taxa Radio TV, Dumnezeule. Ba da, venea pe factura de curent. Exact, da, n-am mai văzut-o. Să trecem mai departe, haide să vedem. Nu-ți probleme de corectare, dar hai să ne ducem la 17 aici. 17 dolari. 17 dolari va percepe Meta. Cine? Meta. Ah, e cu E. Da. Da, înțelege. Este cu E. Este, va percepe Meta pentru Facebook și Instagram împreună, deci la pachet. Așa. Dar atenție, pentru utilizarea pe desktop. Deci dacă vrei și să pe telefon, intri de pe, ci că vrea să impună utilizatorilor din UE o taxă așa lunară de abonament de 14 dolari așa pentru a accesa Instagram de pe telefoanele ai lor. Ai văzut? Că da, nu întâmplător am rostit eu 14, zi. Atent, cu excepția cazului în care aceștia permit companiei să folosească informațiile personale pentru pe reclame direcționate. Adică, tu poți să-ți dai acordul, ne dați voie să vă folosim datele personale. Știi că există târguri? Da. Târguri de IT e mult zis, nu știu. E de bază de date. Târguri de așa. Exact. Da. Sunt târguri, deci te duci la târg. În state se întâmplă, știi? Uh-huh. Te duci la târg și vine Google. Eu am nu știu câte date personale. Eu am nu știu câte. Cine mai dorește, cine mai poftește. Și se vând. Se vând, da. Deci atenție, se vând. Că la un moment dat exista discuția cum că... Da, de acum 15 ani se discuta despre asta. Nu, cum că, domnule, TikTok-ul îți, cum are acces la datele tale personale, Facebook-ul le vinde. Da, pe față. Și mai tare, da. Înțelegi? Da, da. Și iau bani, aoleu, da, da. Măsura vine după discuții cu autoritățile de reglementare din UE. Adică în UE lucrurile, apropo de privacy, în America nu există privacy. Da, adică? Nu există reglementările din UE cu GDPR, privacy, cu în Europa, de exemplu. Aia știu, da. Îți lași datele personale pe un site, după care tu poți să dai mail, să zici, vă rog să ștergeți datele, gata, nu mai. În America nu există așa ceva. Da, în America, ia de aici. Dar ce s-o face Nadina, ce s-o face colega noastră de la social media, Alexandra, dacă trebuie să plătească ele 14 dolari pe lună ca să stea ele pe Instagram? Da. Eu îl închid. Pă bune. Ba nu, zai datele personale, păi zici, da, mă, luați-le, faceți ce vreți. Păi cum, și dacă le dau, nu mai plătesc? Da. Aici este șmecheria, da, da. Adică da, e un fel de care pe păi care. Nu mă, dar eu dau, dai seama, am ăla, eu, deși am Eurosport Player, am Netflix, am HBO Max, am Disney, le-am pe toate și nu mă știi costă 17 lei. O să fie mai ieftin pe Tinder. N-am Tinder. Ce să stai ce pe să fac pe păi Tinder? Nu contează, o să pleci că sunt nu, căsătorit. Că nu dai banii pe Instagram, înțelegi, va deveni Tinder Social Network. Da. Păi nu e așa? Dar acolo, și acolo trebuie să-ți dai acceptul, nu? Datele personale, nu? Trebuie asta nu mai știu, dar măcar... Le cedezi, nu? Da, măcar îți place. De bunăvoie. Și nesili de nimeni. Măcar ți se bucură ochiurile. Da, și poți să dai pagina și acolo. Și zici că mai ai o șansă. Ai o șansă să ai meci diseară. Evident. Iar Elon Musk cu Twitter-ul vrea să bagi o taxă unică de un euro pe lună. Mi se pare de bun simț. Eu aș plăti. Un euro aș da și eu. Aș plăti, da, serios. Da, da, aș plăti. Fiindcă vorba, e munca omului, domnule. Da, n-am Twitter. Vreți așa? Eu am Twitter, stau pe Twitter. N-am. Nu mă interesează. Deci nu plătesc.
Dar 14 doar nu dau la Instagram, sigur. Și pe desktop nu mai intru. Dar oricum mi se pare... Asta e, da. E clar că oamenii o să plătească până la urmă, Glica. Nu poate să stea fără Instagram. Sau o să zică, faceți ce vreți cu datele mele personale. Eu am primit un telefon de la cineva la un moment dat cu... săptămânile trecute. Vorbea în engleză cu un accent pakistanez. Da. Hello, sir, are you Serban Grigore? Yes, are you, do you want some investments? Nu știu ce. Și eram... stați un pic, dar prima întrebare... Este... Serban. Nu, eram, de unde aveți numele, prenumele și numărul meu de telefon? Auzi, dar lasă la asta. La care se blochează pakistaneza, că era oia, sau ce era cu accent, așa. Ci că, good question. Știi? Și l-am zis, domnule, eu trez din ajutor de șomaj. Păi, dar nu o să și ia românașul nostru. Știi cum mi-a închis telefonul? Imediat. Și am zis, I'm from Romania. Mulțumim, la revedere. Vă pupam. Dimineața pe doi. Your hit music playlist. Impulse. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good Vibes Station.